Bună ziua! Facem astăzi o rețetă de supă tradițională de ceapă. O rețetă franțuzească, vă invit să urmăriți. O să tăiem ceapa peștișor. Lucrăm cu foarte multă. Am și două bucăți mari de praz și ceapă cam 600 de grame. Prazul l-am tăiat în două și îl așa tăiem. Să fie spălat bine înainte. Deci am cam 1 kg și 100 de grame de ceapă. Puteți să folosiți orice ceapă doriți. Doar obișnuită, ceapă roșie, amestecate, ori de care. Deci asta e, prazul se socotește tot un fel de ceapă, deci cam 1 kg și un pic. Am impresărat cu sare. O să pun într-o oală o lingură de ulei de măsline și ne apucăm de rețetă. Pus ulei de măsline, să adaug ceapa. De obicei se pune de la bun început unt, dar eu consider că așa e mai bine. Când iese apa din ceapă, atunci o să pun doar untul. Să amestecăm din când în când. Deci când lasă apa ceapa, o să punem și untul. Până scade de tot și pe urmă trebuie foarte bine avut grijă să nu se ardă. Se dă la foc mic și încet, încet, până obține o culoare frumoasă. O să vedeți. O să avem nevoie de apă, de carne, de orice carne doriți, de pui sau de orice carne doriți. Eu o să fierb niște piept de pui și folosesc apa doar. Sarea o să ajute să iasă apa din. Să adăugăm 3 bucăți de usturoi. Ne-am tăiat felii. Să punem și untul. O rețetă foarte simplă, doar că trebuie timp pentru ceapă până o prăjim. Neapărat din când în când amestecam. A scăzut foarte mult. Am dat la foc mic. Trebuie avut grijă, din când în când amestecăm. Nu vrem să se ardă, doar vrem să o caramelizăm, să aibă culoare frumoasă. O să aibă tendința să se prindă. Amestecăm. Am pus o bucățică de unt, în care, vedeți, am tras ceapa la o parte, o să pun o linguriță mică de zahăr. Deja ceapa este bine topită, s-a topit foarte bine. Acum vreau să îi dau o culoare frumoasă. Caramelizăm puțin zahărul și pe urmă amestecăm. Deja se schimbe la culoare, putem să amestecăm. Tot așa, în continuare, încet, încet, la foc mic, amestecăm. Atenție că o să se prindă din ce în ce mai repede. Câteodată procedeul durează și o oră jumate, deci trebuie să știți că vă trebuie timp. La culoare a devenit ca și o varză călită, mai las. Am mărit focul și amestec în continuu. Vreau să prăjesc mai tare. Am pregătit și apa de carne, i-am folosit carne de pui și am pus puțin turmeric în ea pentru o culoare mai frumoasă și foarte sănătoasă. Deci, așa trebuie să arate. Este mai închis, dar nu se vede de la camera. Deci un maro deschis la culoare. Mai lăsăm încă, mai fac puțin. Deci nu este ars, este caramelizat. Are o culoare foarte frumoasă, o să punem apa de carne
Să punem o frunză de foaie de dafin, sare, piper, linguriță de oțet de mere. Lăsăm să dea câteva clocote și până atunci pregătim pâinea pentru crutoane. Se pot pune câteva fire de rosmarin. Am uns o tavă cu ulei de măsline. Pe amândouă părțile sunt foarte puțin unse cu ulei de măsline. Dau la cuptor câteva minute și de cam 7-8 minute, pe urmă le scot și pun peste ele cașcaval și îi reîntorc la cuptor până se topesc. Am pus cașcaval, am pus și puțin rozmarin și le punem la cuptor înapoi, până se topesc. Supa noastră este gata. Deci aceasta este supă de ceapă franțuzească. Trebuie timp, numai 2 ore la amestecat de ceapă. Puteți faceți și cu crutoane, cu bulețe și să le puneți până peste. Puteți să puneți și parmezan. Aceasta este rețeta noastră pentru astăzi. Supă de ceapă tradițională franțuzească. O să găsiți toate ingredientele scrise sub video. Mulțumesc, mulțumesc și la revedere!